Vă salut, sunt Roxana Hulpe și suntem la viitor cu clasă. În aceste zone vom vedea în fiecare miercuri de la ora 10 pe site-ul știrileprotv.ro dar și pe voia. Trecem printr-o criză uriașă. Peste 400 de mii de oameni au intrat în România de la izbucnirea conflictului în Ucraina. Foarte mulți copii. Potrivit guvernului, peste 80 de mii de copii au ajuns în România. Toți acești oameni au primit o îmbrățișare uriașă din partea românilor prin toate acele ajutoare pe care le-am văzut cu toții la graniță, îmbrăcăminte, cazări, alimente, însă au nevoie de un ajutor pe termen lung locul de muncă poate face asta. Despre acest subiect vorbim astăzi, viitor prin muncă, împreună cu Ana Vișian, Marketing Manager Best Jobs România. Îți mulțumesc foarte mult, Ana! Mulțumim și noi pentru invitație să povestim despre subiectul acesta. Am văzut cu toții acele imagini cu mamele care intrau în România cu copii în brațe, peste 80.000 de copii. Acești copii trebuie trimiși la școală, trebuie să le susțină educația, iar locul de muncă li poate ajuta să facă asta. Cum vedeți voi, în acest moment, acest val uriaș de refugiați? Așa este. În primul rând, eu cred că e de felicitat pe toată lumea, oameni ca noi, oameni simpli, și companiile care s-au mobilizat să ajute și să rezolve problemele imediate acelea de care ai nevoie într-un moment ca, ca acesta. Însă nevoia se prelungește pe termen mai lung și nu știm cât o să dureze această problemă și cât vor fi ei nevoiți să stea departe de casele lor și într-adevăr pare că un job iar face să se simtă nu ținuți aici doar pentru că au nevoie, ci să se simtă și util să se poată și integra mai ușor și să poată să se și întrețină pe o perioadă mai lungă, pentru că nevoile fiecăruia sunt diferite nu știi cum ți le poți acoperi, iar un loc de muncă, orice fel de loc de muncă, te poate, te poate ajuta în, în direcția asta. E o siguranță fantastică până Așa la Așa este, ai asigurări sociale, ai un colectiv la care poți să apelezi, ai o bază legală în care te poți, poți merge mai departe atunci când se întâmplă ceva, dar în primul rând zona de asigurări sociale, asigurări medicale la care poți să ai acces mult mai ușor angajat fiind. Și companiile de obicei fac contract de muncă. Best Jobs România lucrează de atât de mulți oameni, cu, de atât de mulți ani, cu foarte mulți angajatori. Cum îi simțiți acum? Au venit ei spre voi sau voi spre ei în momentul în care ați văzut acest val mare? Noi -am pus, ajung în România. Noi ne-am pus în primul rând întrebarea cum putem ajuta făcând ceea ce știm să facem. Că până la urmă unim, facem matching-ul între companii și, și candidații. Punem pe, suntem ca un mediator. Și astfel a venit ideea, hai să vorbim cu câțiva angajatori, să vedem ce deschidere au și hai să facilităm prin platforma noastră lucrul acesta. Și pe ei să poate să-și pună la dispoziție joburile pe care le au deja deschise, dar și către ucraineni. Primul pas a fost practic cel mai cel mai important și de al doilea începem să ne ocupăm mai intens de aici încolo pentru că Nevoia asta de a te angaja n-a venit în primele zile, cu siguranță. în ultimele Ei iau zile. Ei au nevoie de câteva zile să se exact. liniștească, exact. apoi să gândesc ce fac What's de acum next? Înainte? Ce faci de aici încolo, unde, ce și cum. Iar surpriza a fost foarte plăcută pentru că angajatorii, inclusiv cei mici, au fost deschiși la lucrul acesta și cumva a reieșit din fiecare umanitatea și asta putem să facem, asta facem acum. Câțiva dintre ei s-au mobilizat, și la descrierea jobului au pus imediat că oferă și cazare, oferă și masă, adică au venit fiecare cu ce a putut, uh, putut să facă. E adevărat, nu s-au inventat uh, locuri de muncă noi pentru uh, ucraineni, ci s-au adaptat cele pe care le aveau deschise și au fost deschiși să înțeleagă legislația și să vadă că este ok să facă lucrurile acesta acum. Despre ce joburi vorbim? Ce joburi sunt disponibile acum pentru oameni care vin din Ucraina? Uh, uh, și prima... cum le pot găsi uh -huh. repede pe uh -huh. site-ul vostru? primele joburi care au fost marcate Ucrainian Friendly, pentru că așa uh, pot, să, pot să le găsească foarte ușor după steagul uh, ucrainean. Uh, anumite joburi au acest, uh, această etichetă, uh, sunt filtre de căutare după această etichetă, uh, sunt secțiuni speciale în site și am marcat în câteva locuri cheie uh, lucrurile acesta ca să poată să. Le vadă direct. Uh, primele joburi, ca să revin aici, care au apărut uh, în această inițiativă, au fost din zona de Horeca, pentru că e și nevoie foarte Interacție. mare de oameni, uh, sunt și cele mai accesibile, poate nu trebuie nici foarte multă limbă străină să vorbești atât de mult cu, cu clientul, dar am avut și uh, din zona de. Uh, atelier mecanic. Într-adevăr, ne-am pus problema, măi, ce poate să facă o femeie acolo, dar oamenii au sărit în ajutor, au zis, găsim noi ce găsim să facem, punem. <laughs> uh, și după care au început să apară joburile din uh, companii mai mari, corporații, care au adoptat tot săiul de politici și inițiative internet de a facilita și de a ajuta în direcția aceasta. Și am văzut joburi în marketing, uh, joburi în customer support call center, unde, spre exemplu, dacă vorbești o limbă străină, poate nu engleză, poate altele, nu știu, germană sau chiar rusă, îmi să te angajezi să, să funcționezi, să ai un, un, un loc de muncă în domeniul acesta. Ulterior au apărut joburile în IT, Joburile IT care sunt și foarte bine plătite, pot fi făcute și remote și știm că totuși Ucraina are un, au și ei un procent de, de populație specializată și cu direcția uh, către către partea aceasta, către domeniul acesta. Câte joburi sunt în acest moment marcate friendly pentru uh, În momentul acesta am trecut de cele 500 de, 500 de joburi. Uh, în fiecare zi apar noi joburi. Vedem și aplicanți care încep să apară, uh, și aici aș sublinia și mă întorc un pic la întrebarea ta anterioară: uh, English teacher uh, vorbitor de ucraineană. Foarte mulți aplicanți pe joburile acestea, pentru că începe să apară rolul ăsta în anumite domenii. E și nevoie în grădiniță, în școli, unde au ajuns deja foarte mulți Așa elevi. E. Nu vorbesc engleză, cei mai mulți dintre ei. Așa că e nevoie de Așa este. profesori care vorbesc ucraineană. Uh, și se caută, da, persoanele ucrainene care vorbesc engleză, pe de-o parte ucraineană, să se înțeleagă cu uh, copilajii uh, lor, și pe de altă parte să poată să comunice ușor și cu, uh, cu restul angajaților din uh, grădiniță, de exemplu, sau din uh, companie. Cert este că, într-adevăr, uh, bariera de limbă există să iau măsuri în direcția aceasta și apar tot eu de cursuri, de inițiere, inclusiv în limba română, în engleză, pe care companiile fie le facilitează către refugiați, fie sunt ONG-uri care fac chestia asta, fie cei care vor să învețe, se pot înscrie, sunt destul de multe gratuități, se organizează, deci cumva se, bulgărele se, se construiește și se duce către ei. Angajatorii au semnalat această barieră lingvistică sau cumva din partea oamenilor ați simțit? Um, din ambele părți, angajatorii de obicei și-au activat, și-au fleguit și-au etichetat joburile uh, Ukrainian friendly, um, cele la care se, se vorbește engleză sau altă limbă străină, tocmai pentru a fi mai rapidă integrarea și comunicarea în direcția aceasta. Um, însă, am observat că mai sunt mențiuni în descrierile de joburi uh, pentru joburile dedicate unde oferă cursuri. Foarte multe companii au programe de dezvoltare a propriilor angajați în care oferă cursuri curs de limbi străine. Și asta poate să fie... Există și această care facilitate. Exact, e un beneficiu pe care îl oferă angajatorii. Știm că în acest moment uh, sunt foarte multe joburi disponibile pentru ei, dar care e repartiția de uh -huh. mod, geografică, să spunem așa, unde sunt cele mai multe oferte, uh -huh. dar și solicitări? Din punct de vedere, oferte, oferte urmează un pic partea de, de, de ofertă standard și vedem orașele mari. În București sunt cele mai multe joburi, așa cum le vedem. Timișoara, pentru că era și înainte un oraș cu foarte multe joburi, Iași, Constanța, însă pe parcurs am observat că apar și orașe mai mici din zonele în care Ajung ei prima dată, însă cu majoritatea se mută într-un oraș mai mare sau uh, pleacă dinspre est, spre vest uh, Observăm și uh, migra migrarea lor și interesul pentru joburi că se duce înspre, rămâne în orașele mari Este piața din România acum pregătită să adopte atât de multe femei? Pentru că am văzut foarte multe femei, știm că bărbații au rămas în Ucraina să lupte cu siguranță se găsesc soluții, și uh, lucrul ăsta nu se poate întâmpla peste noapte, și se întâmplă treptat, se poate întâmpla treptat cu răbdare și uh, empatie din partea tuturor. Cu siguranță se pot găsi soluții pentru fiecare caz în parte, astfel încât să-și găsească, să găsească un loc de muncă. Bineînțeles, efortul e destul de mare, și de partea cealaltă, cum spuneam, bariera lingvistică poate să, să pună niște bampuri, în, niște praguri în, în tot demersul acesta. Cum a fost colaborarea până acum cu autoritățile? Poate știm că au ușurat cumva procesul de angajare, nu mai au nevoie de permise, de vize, uh -huh. Uh -huh. ci doar de o declarație pe proprie răspundere. Cum a simțit tot acest proces? Păi, istoric vorbim dacă ne uităm la ultimele două săptămâni, în momentul în care am pornit inițiativa, încă era publicul și inclusiv oameni de HR nu erau atât de bine informați, dar au făcut demersuri în direcția aceasta, și cumva și noi am contribuit să dăm vestea mai departe prin inițiativă. La început, în legislație puteau să lucreze 9 luni fără permis de muncă, fără aviz de muncă timp în care puteau să adere la statutul de refugiat, să capete toate, toate celelalte beneficii, după care cam la o săptămână când a devenit pregnantă această posibilitate de a-i angaja, s-a trecut la... Uh... Angajare cu o declarație pe propria răspundere. Pentru că ei nu au acte, nu au mulți. Le-au rămas, le -au Așa rămas este. actele Așa acasă, nu au apucat să le Și ia. Tot procesul să-ți refaci actele durează, e destul de complicat. N au diplomele prin care dovedești studiile este. pe care le fac, dar cum poate fi verificat? pe baza unei declarații pe proprie răspundere. Aici este uh, important de precizat că până la urmă procesul de recrutare se desfășoară normal, așa cum s-ar desfășura și pentru un, uh, un român sau altă naționalitate. Treci printr-o discuție, treci printr-un interviu, uh, dacă e cazul se poate face și un test uh, în funcție de, uh, de job. Uh, cu siguranță lucrurile astea se pot așeza și e o înțelegere și o uh, empatie și din partea angajatorului, dar până la urmă e vorba de încredere și e vorba de a comunica. Uh, angajator fiind și om de HR îți poți da seama din, uh, din procesul de, de recrutare și din interviu. Dacă Atunci nu verifici potrebi, și urmă. abilitățile. Exact, exact. adică vorbim de, de niște lucruri care se verifică rapid, nu trebuie să stai în diplome sau în certificări, în... Uh, în lucruri printate pe o hârtie. Acum vrem cu toții să-i ajutăm. E un val de empatie uriaș, dar ar fi minunat dacă am oferi acest ajutor pe termen lung. Așa că, întrebarea mea e următoarea: joburile sunt pe termen determinat sau nedeterminat, în mare parte? Um, pornind de la faptul că joburile uh, sunt practic deschise și pentru români, ele sunt gândite majoritatea. Pe termen nedeterminat, cu contract de muncă, așa cum se întâmplă în mod normal. Însă, în funcție de nevoia fiecărui uh, candidat, lucrurile astea se pot adapta. Sunt convinsă că există situații în care își ar dori să nu stea pentru totdeauna, să rămână aici. Vor să se întoarcă la casele lor, la când se termină toată această nebunie. Uh, însă, lucrurile sunt. Uh, Stabilită în funcție de, de situație, dar se pornește de la ideea de perioadă nedeterminată, ceea ce dă și o stabilitate până la urmă uh, candidatului, dar și angajatorului. Iar uh, salariile, e o diferență salarială între ei și. Alte persoane care se angajează. Uh, din ce am sesizat, nu s-au schimbat uh, intervalele salariale pe care le declară angajatorii la uh, descrierea jobului. Au rămas aceleași. Până la urmă, este un job pe care cineva trebuie să-l facă, să aibă niște abilități, să aibă niște rezultate. Recompensa ar trebui să fie la fel. Nu am sesizat lucrul acesta și sunt convinsă că nu vor exista discriminări în direcția aceasta. Vorbeam despre faptul că există o barieră lingvistică. Voi însă veni, încercați să veniți în ajutorul lor și cu o traducere a joburilor pe platformă. Cum se întâmplă? Așa este. Cum Asta... pot găsi oamenii care vin din Ucraina astfel de joburi? Asta este într-adevăr o provocare de lingvistică și pentru noi, pentru că nu e cea mai uh, cunoscută și cea mai uh, apropiată limbă pe care o vorbim noi, dar există soluții tehnologice și fiindcă joburile sunt dedicate... Uh, sunt inițiale, erau dedicate și românilor Am dezvoltat o traducere standard În momentul în care intri pe un job marcat cu steagul ucrainean O să ai un butonel foarte simplu Traduci și vezi traducerea jobului despre ce este vorba direct Le va fi ceea, foarte ușor ceea ce le, va, le va fi foarte ușor să înțeleagă despre ce, ce e vorba Și în plus... Așa pot să circule mai ușor între ei și să-și recomande unul altuia ce au nevoie în funcție de cum se cunosc, pentru că de obicei sunt grupuri de, de oameni. Sunt, nu, sunt, nu sunt separați, ceea ce e normal și e important. Sunt foarte multe, văd și în social media, cereri pentru joburile remote. Vedeți și voi cumva dorința asta oamenilor de a munci, dar cumva de a sta într-un mediu sigur pentru ei? Așa este. Oricum, proporția de joburi remote pe care o vedem în best job și care a crescut în ultimii doi ani de la 0,01% la 15% dintre joburi, Um, și la ei se lucrează remote înainte și sunt niște joburi pe care da, le poți face mamă fiind, poți să și ești, hai să spunem designer, uh, poți să stai cu copilul acolo unde ai reușit să-ți găsești un loc de stat și să lucrezi de acasă. E mai mult decât uh, decât ok din punctul ăsta de vedere. Iar pentru că mulți știm că au fugit așa de acolo, n-au reușit să ia cu ei mare lucru, vin angajatorii uh, spre ei și cu laptopuri, echipamente pentru a muncii remote? Există această variantă? În momentul în care se întâmplă angajarea și depinz de un uh, echipament, angajatorul ți-l pune la dispoziție, așa cum se întâmplă și în uh, restul timpului. Însă, în direcția aceasta... Um, încercăm să facem apel la, la angajatori um, să se gândească ce pot dona echipamente funcționale bune către um, comunitățile acestea și către, către oameni, um, și pentru a lucra, dar și pentru conectarea cu cei rămași în, în țară. Au plecat de acolo poate cu un telefon și cu, cum spuneai mai devreme, și fără acte. Te ajută un laptop, te ajută să te descurci, să-ți găsești, să-ți refaci conturile, să-ți cauți e mail să rezolvi foarte, foarte multe lucruri. Poate să te accesezi un, un cont bancar. E, uh, sunt de ajutor și de asta am pornit și această inițiativă să ne ducem către companii să uh, vină cu, cu ajutor în direcția aceasta. Și cum se va întâmpla? Voi le veți strânge? sau veți uh, colabora cu ONG-uri? Nu le strângem noi pentru că nu știm să facem asta foarte bine așa că sunt câteva ONG-uri, asociații care uh, ne pot ajuta în direcția aceasta. Important este primul pas să avem uh, aprobarea și deschiderea companiilor, îi punem în conexiune și pe unii și pe ceilalți se colectează dintr-un loc, se duc către locurile de ajutoare, de exemplu acolo unde se duc să-și ia diverse lucruri pot să, o să poată să colecta și un astfel de, de echipament un laptop, un telefon, o cască. Ana, îți propun în acest moment să ne uităm puțin la niște cifre pe care le avem de la Ministerul Muncii. Noi nu avem o experiență neapărat cu angajatori ucrainieni în România. Vedem că încă dinaintea izbucnirii conflictului, în toată țara au fost încheiate 2900 de contracte. Iar în ultimele 20 de zile de la izbucnirea conflictului, undeva la 200 de oameni s-au angajat. Mm -hmm. Au venit foarte mulți în țara noastră, dar e mică cifra pentru toți cei care au intrat. Cumva de acum începe acest proces de intrare pe piața muncii de la noi? Așa este, ținând cont de faptul că prima săptămână, a doua săptămână, încerci să-ți dai seama unde poți să stai, ce poți să faci, dacă rămâi, dacă nu rămâi, dacă te duci mai departe, ce anume se întâmplă, se bifează primele lucruri de care ai nevoie și după te gândești la un, un loc de muncă stabil. Pentru că, într-adevăr, dacă stai la un, un român, sunt oameni ca noi până la urmă, ca tine, ca mine. Nu vrei să stai pe capul cuiva și vrei să muncești, să te întreții, să fii cât de cât cum erai în, în locul tău natal. Și de aici cred că o să vină, o să vedem din ce în ce mai multe uh, statistici în, în direcția aceasta, aceasta cu angajări făcute uh, cu ucraineni care iar în acest moment, conform cifrelor primite de la Ministerul Muncii la nivel național, sunt 2063 de joburi disponibile, mm -hmm. exact ceea ce ați sesizat și voi în Horeca e nevoie mm -hmm. și aici sunt disponibile aceste joburi și pentru refugiați. Deci așa arată este. lucrurile. Și poate ar fi un moment uh, bun în care să acoperim acest deficit de care ne plângem de atât de mulți ani că nu găsim oameni pe care să-i angajăm? Uh, e momentul? Uh, poate salva? Cred că nu e cazul să vorbim de a acoperi cu ei, ci doar de a le oferi oportunitatea și de a le deschide acest lucru. Cu siguranță nu se vor acoperi toate nevoile de locuri de muncă, dar ce e de subliniat este empatia angajatorilor, dorința lor de a ajuta, deschiderea lor și faptul că se arată, sunt oameni care vor să facă chestia asta. În momentul în care se întâlnesc cele două părți, lucrurile merg spre bine. Am văzut zilele trecute povestea unei. Doamne, din Odessa avea acolo un salon de cosmetic, a venit în România, avea și 28 de angajați acolo. Salonul a fost distrus, a venit aici, a fost angajată și își făcea promovare singură pe rețelele de socializare. Îi ruga pe oameni să aibă încredere în ea și să vină la cosmetică. Există, poate, o barieră de încredere? Cred că la prima, primul impuls există. Pentru că și noi suntem neob... E o situație neobișnuită Și nu știm cum să reacționăm Din prima, dar învățăm Vedem exemple, vedem îndemnuri Empatizăm, până la urmă Suntem oameni și vrem să Să, să ajutăm E vorba de încredere Avem încredere, comunicăm doar așa putem să, să ne ajutăm. Și pare că oamenii au fost foarte uh, umani, și latura aia frumoasă a oamenilor a ieșit la suprafață mai mult decât ne așteptam și foarte rapid. Gândește-te la mobilizările din primele în prima zile. Prima zi la graniță am văzut da, cu toți în da. valuri de empatie. Cum poate ajuta în acest moment un român? Nu știu, dacă are acasă o familie cu ucraineni, să le găsească un job. Ce pot face? Ce le recomanzi? Păi, în primul rând să aibă discuție cu ei ce pot să facă, ce știu să facă, cum pot să facă și să găsească pe bă, best jobs, dar și pe alte platforme cu siguranță vor găsi și alte soluții. Să le găsească un job, să l discute despre el, să aplice și să aibă încredere că totul totul va fi ok. Cu siguranță pot să existe discuții de pregătire. Ce mai pot să facă? Noi am deschis un număr de telefon uh, în care o colegă în limba engleză vorbește momentan. Uh, preia apeluri din partea ucrainenilor care ar putea să aibă, nu știu, să nu se descurce să-și facă cont sau să nu înțeleagă ceva și îi ghidează ușor ușor să, uh, să uh, ajungă la joburile potrivite pentru ei. Află câteva cuvinte, le dă câteva sugestii de joburi, um, consiliere din punct de vedere angajare, pentru că foarte mulți au întrebat cum e cu permisul de muncă, pentru că nu știu încă. Probabil la ei ajunge informația fie mai. Um, fragmentată fie mai târziu, dar e important și asta să, să menționăm. Urmăream, spre exemplu, în, în căutările din ultimele, ultimele două săptămâni, permis de muncă, aviz de muncă în limbile română, engleză, ucraineană și au crescut foarte mult. Cu siguranță din partea lor, dar și din partea românilor ca să se informeze care sunt procedurile și care e legislația în, în direcția aceasta. Care sunt nevoile lor punctuale în acest moment? Din ceea ce ai observat tu, poate din, scu din discuția cu colega ta care vorbește cu ei prin acest call center, prin prieteni de ai tăi, ce simți, de ce au nevoie acești oameni? În primul rând de încredere și de um, ajutor să se descurce cu lucrurile de bază, uh, după care de ghidaj către a găsi ce au nevoie. Um, Cumva de încurajare, că totul va fi bine și că suntem până la urmă alături de ei atunci când, când au nevoie. Zona de limbă, aici, cred că de, de bariera de limbă, cred că trebuie și mai multe inițiative și să încercăm să, să lucrăm în, în direcția aceasta, pe sunt, mai multe fronturi. Sunt convinsă că și companiile, dar și angajatorii mici vor veni cu aceste facilități, cumva nu știu, instruire, poate, cursuri la începutul. Important este să trebuie. intre într-o comunitate profesională, în cadrul unei comunități din de la un angajator, pentru că de aici se găsesc soluții, așa cum se găsesc soluții sau găsiți soluții, în primele zile se găsesc soluții și de aici încolo, în funcție de nevoile punctuale. Așadar, găsim peste 500 de joburi în acest moment marcate friendly pentru acești oameni. Mm -hmm. Găsim de asemenea un buton de traducere. Oamenii vor găsi foarte ușor aceste site-uri, aceste joburi, chiar dacă ei nu vorbesc română sau engleză. Da. Și de altfel, pregătiți în acest moment o cumva o campanie de strângere de echipamente pentru cei exact. care au nevoie. Și un număr de telefon la care colegii noștri răspund și ghidează așa cum au nevoie ca să descopere joburile potrivite. Îți mulțumesc mult Ana Vișian. Mulțumim și noi! Și data viitoare să vorbim, să vedem cum se descurcă ei pe piața muncii din România. Da, ar fi frumos să, să povestim cu, cu cineva. Îți mulțumesc mult de tot mulțumesc și succes. E de muncă! Să fie! Vă mulțumesc și dumneavoastră! Ne oprim aici, pe săptămâna viitoare!